În ultimele zile, în presa locală din județ au apărut declarații privind situația juridică a fostului primar al Devei, Mircea Muntean, în perioada 1996-2012 și iunie 2016-aprilie 2017. Practic, discuțiile se poartă dacă Muntean va putea candida în 2024 pentru un nou mandat de primar al municipiului Deva. Hunedoara Liberă a luat legătura cu mai mulți avocați și foști magistrați care să lămurească situația juridică a fostului edil șef și va prezenta dacă acesta are sau nu dreptul să candideze la primăria municipiului Deva în anul 2024, dar după data de 20 octombrie. Și aceasta pentru că Mircea Muntean a declarat pentru Hunedoara Liberă următoarele. În data de 19 octombrie 2022 voi prezenta presei toate documentele și voi lămuri atunci situația mea juridică. Până atunci nu fac nicio declarație publică.